ține îndurarea lui, de moștenire robului său Israel, căci în viac ține îndurarea lui, pe cel ce și-a adus aminte de noi când eram smeriți, căci în viac ține îndurarea lui, și ne-a izbăvit de asupritorii noștri, căci în viac ține îndurarea lui, pe cel ce dă hrană oricărei făpturi, căci în viac ține îndurarea lui. Lăudați pe Domnul, pe Dumnezeul cerurilor, căci în viac ține îndurarea lui. Amin. De mai multe ori se repetă acest cuvânt minunat, căci în viac ține îndurarea lui. Și aș vrea ca fiecare dintre noi să luăm acest verset, această parte de verset, să o punem în dreptul nostru, al fiecăruia, și să înțelegem că Dumnezeu în această dimineață ne-o spune fiecăruia personal, pe nume, că îndurarea Lui față de noi ține în viac. Amin. Cu această încredințare aș vrea să mergem într-o rugăciune în care să lăudăm pe Dumnezeul acesta care este credincios făgăduințelor sale și să-i înălțăm numele. Amin.
Ocupăm locurile și lăudăm pe Domnul prin cântare. Iisus, viața noastră, noi pe tine te mărim, că-ți vinge firea ta pe cruce, noi voi oștălim. Ne-ai dat îndar iertarea pentru vina ce-o purtăm, de aceea îți cântăm, aleluia. Slăvit să fie numele acestui Dumnezeu măreț, care ne-a dat viață și astăzi să fim aici. Aș vrea să recitesc versetul 26. Lăudați pe Dumnezeul cerurilor, căci în viață ține îndurarea Lui.
Acest Dumnezeu este un Dumnezeu care este cârmuitorul Universului, este un Dumnezeu care este cârmuitorul Pământului și totuși noi de multe ori nu-L vedem ca un astfel de Dumnezeu, un Dumnezeu suveran. În acest psalm este descris un Dumnezeu cu atâtea atribute fabuloase, un Dumnezeu creator, un Dumnezeu călăuzitor, un Dumnezeu care veghează asupra vieților noastre. A-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă să spui ceea ce au spus cei trei tineri când erau în fața împăratului Nebucadnețar în cartea Daniel. În Daniel capitolul 3, versetul 17 și 18. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scape din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. A-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă că atunci când ești în încercare, să-L vezi pe Dumnezeu în ea și să poți să recunoști că această încercare este cu un scop în viața ta. Bineînțeles că noi nu ne bucurăm că vin încercările asupra vieții noastre, ci ne bucurăm în încercare. Pentru că această încercare va aduce într-o zi șlefuire și vom deveni tot mai mult asemenea chipului lui Dumnezeu. În versetul 16, de asemenea, în psalmul citit, cuvântul Domnului spune: pe Cel ce a călăuzit pe poporul Său în pustie, căci în veac ține îndurarea Lui. Acest Dumnezeu este un Dumnezeu care ne călăuzește viața în fiecare zi. La fel cum a călăuzit poporul Israel atunci când l-a scos din Egipt în pustie. Nu existau atunci, poate, străzi pavate, nu existau hărți, nu existau GPS-uri. Și totuși Dumnezeul acesta i-a călăuzit și a ajuns acolo la țintă. La fel și viața noastră poate să fie călăuzită de Dumnezeul acesta. Dacă facem ce scrie în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 3, voia lui Dumnezeu pentru viața noastră este sfințirea voastră. Ca să avem discernământ în deciziile noastre, trebuie să ne sfințim. Ca să avem discernământ în slujire, în căsătorie și în alte decizii pe care trebuie să le luăm în fiecare zi, fie ele decizii mai spirituale sau mai puțin spirituale, în fiecare zi suntem oamenii care luăm decizii. Și avem atâta nevoie de această călăuzire a lui Dumnezeu în fiecare decizie a vieții noastre. Vreau în rugăciunea care urmează să stăm ridicați și să ne rugăm ca să-L putem percepe pe Dumnezeu ca un Dumnezeu real în viața noastră. Un Dumnezeu atotputernic în viața noastră și nu un Dumnezeu slab. Și aș mai vrea să ne rugăm pentru călăuzire în slujirile noastre, călăuzire în deciziile pe care le luăm în fiecare zi. Și asta vreau să fie rugăciunea noastră. Haideți să stăm ridicați și să ne rugăm pentru aceste două lucruri.
Să ocupăm locurile și să cântăm. Spun că Tu ești Dumnezeu.
ce ești, tu ești Tatăl meu. Toate le-ai creat, pe toate mâna ta le ține, toate spun că tu ești Dumnezeu. Ai trimis suflarea ta și viață peste mine, și mai mult de tot ce ești, tu ești Tatăl meu. Împărata slavei, tu luminii ești stăpân, îngerii te laudă și oștirile cerești. Vin cu mulțumire, viața mea să-ți-o închid. Vreau să simt prezența, să-ți ascult cuvântul, să te aud șoptind că mă iubești. Toate le-ai creat, pe toate mâna ta le ține, toate spun că tu ești Dumnezeu. Ai trimis suflarea ta și viață peste mine, și mai mult de tot ce ești, tu ești Tatăl meu. Toate le-ai creat, pe toate mâna ta le ține, toate spun că tu ești Dumnezeu. Ai trimis suflarea ta și viață peste mine, și mai mult de tot ce ești, tu ești Tatăl meu. Doamne, Tu ești Dumnezeu și vei domni în veci. Întreg pământul este plin de slava Ta. Mereu vechezi să împlinești cuvântul Tău cel sfânt, prin dragoste al vieții drum. Să fii înălțat, să fii înălțat, Domn al dragostei, Împărat. Să fii înălțat, să fii înălțat, și vei domni în veci. Întreg pământul este plin de slava Ta. Ești creator desăvârșit, dreptatea Ta vedem, cum se împlinește zi de zi în ce-ai promis. Să fii înălțat, să fii înălțat, Domn al dragostei, Împărat. Să fii înălțat, să fii înălțat, Împărat. Să fii înălțat,
Slăvit și binecuvântat să fie Domnul nostru. Amin. Așa cum am cântat în ultimele două cântări, Dumnezeul nostru merită lăudat, pentru că așa cum spune și Psalmul 136 în prima parte a Lui, este Dumnezeul care a creat toate lucrurile, slăvit Amin. Să fie numele Lui. Amin. Puterea Lui, slava Lui, se vede în lucrurile pe care El le-a creat. Și ochii noștri, cum spune Cartea Evreilor, prin credință, trebuie să vadă deslușit aceste lucruri, că Dumnezeu este Cel care a făcut din nimic toate lucrurile care sunt, lăudat să fie numele Lui. Amin. Dar sunt vremuri când copiii lui Dumnezeu, când noi, trecem prin încercări, trecem prin necazuri și atunci credința noastră este mai slabă. Atunci poate este greu să privim înainte la făgăduințele lui Dumnezeu și să putem să-L lăudăm pe Dumnezeu din toată inima noastră, chiar dacă nu vedem nimic, chiar dacă nu simțim nimic, ci să ne încredem deplin în cuvântul Lui și să știm că Dumnezeu, care a fost cu noi, va rămâne credincios până la sfârșit, lăudat să fie numele Domnului. Aș vrea ca următoarea rugăciune să fie o rugăciune în care, oricare ar fi starea noastră, cum spune o cântare, pe vârf de munte sau în adânc de văi, orice făptură care este în locul acesta, să-L laude din toată inima pe Dumnezeul nostru. Dacă ești pe vârf de munte, privește înainte la făgăduințele pe care Dumnezeu le-a făcut pentru pământul acesta și pentru viața veșnică care va veni și laudă-L pe Dumnezeu din toată inima. Dacă ești în adânc de vale, privește în urmă, așa cum spunea psalmistul în a doua parte a psalmului 136, la minunile care Dumnezeu le-a făcut în viața ta, la izbăvirea care Dumnezeu ți-a făcut-o și cum spune și psalmul 107 despre izbăvirea care Domnul a făcut-o răscumpăraților săi. Versetul 1. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în viac ține îndurarea Lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul, pe care i-a izbăvit El din mâna vrășmașului și pe care i-a strâns din toate țările, de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la mare. Ei pribăgeau prin pustie, umblau pe căi neumblate și nu găseau nicio cetate unde să poată locui. Sufereau de foame și de sete, le tânja sufletul în ei. Atunci, în strântorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, lăudat să fie numele Amin. Domnului. Toți care suntem în această dimineață aici în casa Domnului, suntem robi izbăviți de brațul Său, lăudat să fie numele Lui. Din legăturile în care am fost prinși, din necazurile noastre, din prăbușirile noastre, din viața noastră străină de Dumnezeu, am fost izbăviți prin dragostea și jertfa Sa minunată și de aceea, dacă nu putem privi prin credință la toate făgăduințele Domnului care sunt minunate, să ne uităm în urmă la ce a făcut Domnul în viețile noastre. Și văzând ce a lucrat El în viețile noastre până acum, nu vom putea decât să-L lăudăm și să-L preamărim pe El, care a făcut lucruri atât de minunate în viețile noastre și, cum spunea și psalmiștii, ne-a făcut atât de mult bine. Cu toții să ne ridicăm și să lăudăm pe Domnul. Amin.
să ocupăm locurile și din toată inima să lăudăm pe Domnul și prin cântare. Amin.
Vestește după curțile tale, sufletul meu suspină după tău locaș. Mi se topesc oasele de dor după tine, iar ca să-ți văd puterea și slava din bunătatea ta peste viața mea. Aștept în tăcere răspunsul tău, Doamne. Mâinile către cer, lumea-ntreabă de ce, eu le spun că-mi iubesc regele. Și mâinile mi le-nalt și înaintea ta vin, mâinile mi le-nalt și mă bucur în tin. Înlinați mâinile către cer, lumea-ntreabă de ce, eu le spun că-mi iubesc regele. Eu le spun că-mi iubesc regele.
vrea ca în rugăciunea care urmează să ne rugăm pentru frații noștri, pentru semenii noștri care trec prin încercări, trec prin probleme, ca Dumnezeul nostru care are toată puterea în cer și pe pământ să-și întindă mâna peste Amin. Ei, să-i sprijinească, să-i întărească Amin. Și ei să vadă că nu este altul care să poată izbăvi așa cum o face Dumnezeul nostru. În Psalmul 63, David, când era în încercări, în probleme, spunea el: îmi însetează sufletul după tine, îmi tânjește trupul după tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Așa te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava, fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața. De aceea buzele mele cântă laudele tale. Aleluia. Bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața. Slavă. Toți oamenii au viață din mâna lui Dumnezeu, dar bunătatea cea mai mare care Dumnezeu și-a arătat-o față de întreaga omenire este mântuirea dăruită prin Domnul Iisus Hristos, Aleluia. Lăudat să fie numele Lui. Aleluia. Și dacă nu ai această mântuire, dacă nu ai această bunătate supremă a lui Dumnezeu în viața ta, ești sărac, ești fără această bogăție și Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său ca să ne îmbogățească pe toți. La fel, pentru frații noștri care trec prin încercări, pentru toți care sunt în probleme, aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să se arate bunătatea și prezența Lui în încercările și problemele lor. Pentru că atunci când Dumnezeu este cu noi în cuptor, atunci toate lucrurile lucrează spre binele nostru și ieșim biruitori de acolo din cuptor, purtând chipul minunat al Domnului Iisus Hristos. De aceea să ne rugăm ca această bunătate, această prezență a lui Dumnezeu să fie cu toți frații noștri și cu semenii noștri care trec prin încercări. Am primit două bilete pe care le voi citi și să le aducem înaintea Domnului. Să aducem înaintea Domnului pe un tânăr. Medicii nu-i pot da diagnosticul la un ochi. Dumnezeu în bunătatea lui să-l cerceteze și să-l mântuiască. Familia Deac roagă biserica să se asocieze cu ei în rugăciune pentru ca Domnul să se îndure de Uța, fetița cuscrilor lor, care a suferit un accident destul de grav. Domnul în bunătatea lui să o cerceteze acolo unde Amin. Este. Întăriți de făgăduințele Domnului să mergem în rugăciune și să aducem aceste cauze. Amin. Thank you.
Puteți să ocupați locurile și împreună să lăudăm pe Domnul. Mesager al Domnului prin lume, sunt un călător spre patria de sus. Mi-am pus afamea în slujba unui nume, nume înălțat și minunat Iisus. Lauda mea e pentru împăratul, nimeni ca el așa frumos. Sunt și bun a fost și nu e altul ca al meu mire drag Iisus Hristos. Lauda mea e pentru împăratul, nimeni nu-i ca el așa frumos. Sunt și bun a fost și nu e Iisus Hristos. Cum să nu-i cânt când cu atâta milă m-a luat în brațe când zăceam zdrobit, când celor din jur le inspiram doar silă. El m-a ridicat cu drag că m-a iubit. Lauda mea e pentru el așa frumos. Sfânt și bun a fost și nu e altul ca al meu mire drag Iisus Hristos. Lauda mea e pentru împăratul, nimeni nu-i ca el așa frumos. Sfânt și bun a fost și nu e Iisus Hristos. Voi cânta mereu cât voi avea suflare și-l voi preamări că m-a iubit nespus. Când mi-a fost mai greu în foc și-n încercare, lângă mine a stat aproape doar Iisus. Lauda mea e pentru așa frumos. Sfânt și bun a fost și nu e altul ca al meu mire drag Iisus Hristos. Lauda mea e pentru împăratul, nimeni nu-i ca el așa frumos. Sfânt și bun a fost și nu e altul al meu mire drag Iisus Hristos. Spune-ți tuturor să știe oși cine de iubirea lui și-al său belșug de har. Orice muritor ce sincer la el vine are viață-n veci și mântuire-n dar. Lauda mea e bun a fost și nu e altul ca al meu mire drag Iisus Hristos. Lauda mea e pentru împăratul,
așa frumos. Sfânt și bun a fost și nu e altul, calme, mire, drag Iisus Hristos. Să fie Domnul! Nimeni nu e așa de bun ca mirele nostru iubit Iisus Hristos Domnul. Iubiții mei, frați și surori și stimați invitați care astăzi ați acceptat să veniți în casa Domnului, făcând cea mai bună alegere posibilă, pentru că în această zi Hristos Domnul este în mijlocul nostru și va primi rugăciunile voastre, vă va binecuvânta și vă va ajuta apoi să-L iubiți și să-L slujiți. Am vrea să ne alipim la această cântare, la mesajul acestei cântări, de a spune și altora și tuturor despre Harul lui Dumnezeu, despre mântuirea care este în unul singur, în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și în scopul acesta ar vrea să ne rugăm în continuare pentru cei care sunt plecați în câmpul Evangheliei, pentru fratele păstor, pentru ceilalți care au plecat în filii, și de asemenea v-aș ruga în numele Domnului Iisus Hristos să ne sprijiniți în rugăciune, pentru că urmează în luna viitoare, cu ajutorul Domnului, să avem o părtășie cu toți frații și surorile din poliție, din structurile de autoritate, din județul Sălaj, și aș vrea ca Domnul să ne ajute, să ne călăuzească, pentru că dorim să invităm mulți colegi de-ai noștri din acest județ ca să audă cuvântul lui Hristos și să vină la cunoștința adevărului primind mântuirea lui Dumnezeu. Haideți, vă rog, în numele Domnului să ne rugăm și în acest sens, pentru ca Evanghelia Domnului Iisus Hristos să fie vestită prin cei ce s-au pus în slujba Domnului și sunt în câmpul Evangheliei, și de asemenea sunt convins că Tatăl ne va răsplăti și pe noi ce astăzi suntem aici și ne rugăm pentru ei. Căci Domnul așa a spus, unii seamănă, alții seceră și toți se vor bucura în final de lucrarea aceasta minunată ale Domnului. Haideți dar să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm pentru aceste două cauze. Tatăl,
Vă rog să vă așezați, dăm slavă Domnului cântând într-o cântare și apoi vom continua. Sfințește inima și viața mea. N-ai lumea asemănare, nu e nimeni ea sub soare, nici în cer, nici pe pământ, când ești tu de sfânt. Dragostea-ți mă copleșește, pacea ta mă liniștește, harul tău îmi dă avânt tot mai mult să-ți cânt. Norii negri când apar, tu îmi ești un veșnic far, drumul mi-l călăuzești și mă ocrotești. Și prin nașiță scânt, numai ție, Doamne Sfânt, că izvorul tău ceresc, sufletul-mi sfințesc. N-ai în lumea asemănare, nu e nimenea sub soare, nici în cer, nici pe pământ, cât ești tu de sfânt. Dragostea-ți mă copleșește, pacea ta mă liniștește, harul tău îmi dă avânt tot mai mult să-ți cânt. Doamne, pune-n gura mea totdeauna lauda ta, numai ție să-ți cânt pe acest pământ. Până-n zori când vei veni, numele tău voi slăvi. Asta-i fericirea mea, să-ți cânt lauda ta. N-ai lumea asemănare, nu e nimeni sub soare, nici în cer, nici pe pământ, cât ești tu de sfânt. Dragostea-ți mă copleșește, pacea ta mă liniștește, harul tău îmi dă avânt tot mai mult să-ți cânt. N-ai în lume asemănare, nu e nimeni sub soare, nici în cer, nici pe pământ, cât ești tu de sfânt. Dragostea-ți mă copleșește, pacea ta mă liniștește, harul tău îmi dă avânt tot mai mult să-ți cânt. Slăvit să fie Domnul! Ce minunat este în casa lui Dumnezeu! Ce minunat este să fii în prezența lui Dumnezeu! Ce minunat este să fii copilul lui Dumnezeu! Iubiți frați și surori, pentru că oricum am fost sfătuiți în acest sens al rugăciunii, am vrea să continuăm să ne mai rugăm.
În această zi este o zi, Dumnezeu a hotărât o zi a laudei, a închinării, a mulțumirii. Și am vrea să ne rugăm de această dată pentru candidații de botez. Pentru cei care s-au decis să urmeze pe Domnul, întocmai după cum e scris în cuvântul Domnului, și de asemenea pentru cei care deocamdată, în această zi, și cred că este ultima în care încă mai stau la răspânte de drumuri și încă nu s-au hotărât pentru Domnul, ca în această zi să se hotărască pentru Dumnezeu. Haideți dar să ne ridicăm înaintea Domnului, să ne rugăm pentru candidații de botez și cu ocazia aceasta anunțăm că cei care au luat hotărârea aceasta, cea mai importantă hotărâre din viața lor și mai bună, de a urma pe Domnul, după cum este scris, în această zi de la orele 16:30 sunt așteptați pentru catecheză. Haideți dar să ne rugăm atât pentru cei care sunt deciși, cât și pentru cei care se vor decide de acum. Amin. Tată. Vă rog să vă așezați, să continuăm să dăm slavă Domnului cântând din două cântări, timp în care vom face și lucrarea aceasta intitulată colectă și Domnul să binecuvânteze pe dătătorul voios. În privința prietenilor care nu cunosc această lucrare, sunt liberi să decidă dacă participă la această lucrare sau nu. Domnul, să știți că răsplătește întotdeauna pe cei ce se jertfesc pentru lucrarea lui Dumnezeu și nu rămâne dator nimănui. Va încă toarnă o măsură îndoită de dă peste afară atât de mult binecuvântează Domnul. Domnul să fie slăvit în toate. Amin.
Veghează-n zori când ziua abia zâmbește, când totul este iar înviorat. În tine poate încă dăinuiește vreo umbră neagră plină de păcat. Iar în amur când totul se odihnește, tu îndreaptă-ți gândul iar înspre Iisus. Pe-a lui cărare Domnul iarăși te-a adus. Iar în amur când totul se odihnește, tu îndreaptă-ți gândul iar înspre Iisus. Laudă și îi mulțumește, de-a lui cărare Domnul iarăși te-a adus. Și la amiază în munca grea a zilei și în cultoarea în rugăciunea dragostei și a milei, doar cu Iisus rămâi și să lucrezi. Iar în amur când totul se odihnește, tu-ndreaptă-ți gândul iar înspre Iisus. Îi cântă laudă și îi mulțumește, pe-a lui cărare Domnul iarăși te-a adus. Iarăză-n orice clipa vieții tale, chiar și atunci când totul e senin, că firea ta e rea din cale afară și jurul tău e dușman hain. Iar în amur când totul se odihnește, tu-ndreaptă-ți gândul iar înspre Iisus. Îi cântă laudă și îi mulțumește, lui cărare Domnul iarăși te-a adus. Iar în amur când totul se odihnește, tu-ndreaptă-ți gândul iar înspre Iisus. Îi cântă laudă și îi mulțumește, pe-a lui cărare Domnul iarăși te-a adus.
cine este Iisus și de unde veni El. Știi tu al cui fiu este Dumnezeu, iubește-L, o, iubește-L, că pentru tine El mult s-a jertfit. Cere-i și-ți va da viață. Să fii mântuit. Știi tu cine este Iisus, cine de moarte te-a salvat, cine ți-a dat har și ție jertfi. Cere-i și-ți va da viață în dar, iubește-L să fii mântuit. Știi că îngerii în slavă de jertfa sa. Știi că la crucea Golgotei mult a suferit pentru ai săi. Iubește s-a jertfit. Cere-i și-ți va da viață în dar, iubește-L să fii mântuit. Iubește-L, s-a jertfit. Cere-i și-ți va da viață în dar, iubește-L să fii iubește-L să fii mântuit. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Să-L iubim pentru că ne-a mântuit. Și cei nemântuiți să-L iubească pentru că vor fi mântuiți în această zi. Slăvit să fie Domnul! Iubiți frați și surori și dragi invitați, haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Cartea Sfântă Biblia la 1 Timotei, la capitolul 2, vom da citire cuvântului Domnului, începând cu versetul 1 până la versetul 7 inclusiv. Cu reverență, cu smerenie, cu bucurie și mulțumire să primim în inima noastră cuvântul Domnului.
Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărat și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită și propovăduitorul și apostolul lui am fost pus eu. Spun adevărul în Hristos numind, ca să învăț pe neamuri credința și adevărul. Amin. Rămânem puțin încă în picioare și ne rugăm Domnului ca Domnul, prin ajutorul Duhului Sfânt, să ne tălmăcească acest sfânt cuvânt al Domnului, să ne descopere voia sa din acest text în această zi, să binecuvânteze și pe fratele Dumitrac, care va mărturisi cuvântul Domnului și de asemenea pe toți, ca în urma auzirii și ascultării să-L împlinim în tocmai. Haideți, dar, să ne rugăm Domnului. Amin. Vă rog să vă așezați, dăm slavă Domnului cântând o cântare sau două, apoi Domnul să binecuvânteze pe fratele nostru iubit să împărtășească cuvântul Domnului. Împărtășiri, câte fericiri, când mă las pe brațul Domnului. Câte bucurii astăzi pot primi, când mă las pe brațul Domnului. Eu sunt scump. Brațul Domnului pot călători în
spre veșnicii, când mă las pe brațul Domnului. E conducător și ocrotitor, când mă las pe brațul Domnului. Eu sunt scutit prin grația Părintelui. Eu sunt scutit când mă las pe brațul Domnului. Eu sunt scutit prin grația Părintelui. Eu sunt scutit când mă las pe brațul Domnului. Cum să fiu fricos cu Iisus Hristos când mă las pe brațul Domnului? Sub aripa sa e scăparea mea când mă las pe brațul Domnului. Eu sunt scutit prin grația Părintelui. Eu sunt scutit când mă las pe brațul Domnului. Eu sunt scutit prin grația Părintelui. Eu sunt scutit când mă las pe brațul Slăviți să fie Domnul! Amin! Nu la voia întâmplării, dimineața asta a fost plină de cântare și de rugăciune, pentru că, de fapt, și textul din Scriptură cu care Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos și cu puterea Duhului Sfânt, vrea să provoace viața noastră, să ne învețe, să ne lumineze, să ne corecteze, are de-a face tot cu rugăciunea. Pentru înțelegerea textului, o să intru un picuț în contextul în care a fost scrisă cartea asta, pentru că ea aduce destul de multă lumină asupra felului în care scrie Pavel. De altfel, cercetătorii Scripturii spun că orice text care e scos din contextul lui e un pretext. Fiecare verset pe care îl citim din Scriptură, fiecare pasaj pe care vrem să o înțelegem din Scriptură, trebuie să o luăm în întregul ei, ca să putem prinde cu adevărat, să putem înțelege cu adevărat înțelesul pe care îl are Scriptura pentru noi. De aceea vreau să vă spun că Sfântul Apostol Pavel, iubitor de Dumnezeu și iubitor de Evanghelie, trimis ca să împărtășească nu doar Evanghelia, ci și taina acestei Evanghelii, pentru cei care mai țineți minte predica mea de data trecută, bate tot Imperiul Roman în lung și în lat, propovăduind Evanghelia. În călătoriile lui ajunge în unul dintre cele mai prospere orașe pe care le avea Imperiul Roman atunci, și acesta se numește orașul Efes. Orașul Efes nu doar pentru Evanghelie, ci pentru orice alt fel de propagare a informațiilor, pentru orice fel de business, pentru orice fel de întreprindere a unei acțiuni pe care vrei să o faci și să se audă cât mai departe. Era orașul ideal, era locul ideal. Sfântul Apostol Pavel a ajuns aici în Efes, Faptele Apostolilor, capitolul 19, spune că a rămas, a slujit, a propovăduit și odată ce s-au adunat o grămăjoară de oameni care au vrut să-L slujească pe Dumnezeu, s-a retras într-o școală unde a început să educe acești oameni și ei mai departe să poată duce Evanghelia. Vreau să citesc Faptele Apostolilor 19, versetul 8, 9 și 10. Este Sfântul Apostol Pavel în orașul Efes. Zice, în urmă, Pavel a intrat în sinagogă unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce-l ascultau. 3 luni de zile Pavel a făcut evanghelizare. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei
și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumită tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Sfântul Apostol Pavel iese pe străzi 3 luni și cu ce a reușit să adune în 3 luni sufletele oamenilor, următorii 2 ani, Pavel educă. Ca orice conducător spiritual, duhovnicesc, cu înțelepciunea lui Dumnezeu peste el și cu puterea Duhului Sfânt peste viața lui, Sfântul Apostol Pavel este conștient că toți oamenii pe care îi educă el nu sunt ai lui, ci sunt ai lui Dumnezeu. Ca orice conducător spiritual trebuie să fim conștienți, ca și părinți, că suntem conducători spirituali ai copiilor noștri, trebuie să fim conștienți că sufletele pe care Dumnezeu le îngăduie în familiile noastre nu sunt ale noastre, sunt ale lui Dumnezeu. Sunt indivizi, băieți, fete, mai târziu crescuți, bărbați, femei, cu un ADN unic, cu un suflet unic, cu o mărturie pe care Dumnezeu o cere de la ei, cu o mântuire pentru care Hristos și-a dat viața. Sunt indivizi unici. Ei, se pare că Sfântul Apostol Pavel nu face greșeala pe care o fac mulți conducători religioși din ziua de astăzi să crească, sau mulți părinți din ziua de astăzi, să crească copii, să crească oameni pe lângă ei și să-și facă așteptări ei, liderii, unde să-și pună indivizii pe care îi cresc. Să-și facă planuri părinții unde vor merge copiii lor. Ce face Sfântul Apostol Pavel? Îi educă, educă, educă. 2 ani de zile și Duhul Sfânt este cel care dă direcție fiecăruia dintre acești oameni. Ei, printre cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu în Efes, este un tinerel pe care Pavel îl aduce din altă parte. Un tinerel cu un istoric destul de șubred. Maică-sa era evreică, taică-sa era grec. Nici grecii nu vedeau bine familia asta, pentru că era un grec care s-a căsătorit cu o familie dintre sclavi, dintre cuceriții Imperiului Roman. Un bărbat care în înțelepciunea filozofiei eleniste se coboară să se căsătorească cu o țărâncuță din Israel. Și nici evreii nu vedeau bine familia asta, pentru că era o femeie din poporul lui Dumnezeu care se căsătorește cu un păgân, care se căsătorește cu un închinător la idoli. Și culmea că din familia asta rezultă un băiețel. Și Pavel nu se uită la tânărul ăsta și să-și facă socotelele, să zică, cu ăsta tare multă șansă n-am. Că pe ăsta dacă îl ajut, în ăsta dacă îl educ, pe el dacă îl ridic, oriunde va merge tânărul ăsta, cineva va da din sprâncene și va comenta și nu va ieși bine. Că îl duc între neamuri, vor comenta grecii, că îl duc între evrei, vor comenta evreii. Mai bine îmi fac de lucru cu un tânăr care să promită multe. Cu un tânăr pe care îl văd de la început, că poate să aducă propășire împărăției lui Dumnezeu. Nu. Sfântul Apostol Pavel ia pe lângă el oamenii dornici să învețe despre Dumnezeu și îl lasă pe Dumnezeu să aibă inițiativa cu privire la oamenii ăștia. Unde îi așează Dumnezeu și el nu-i Pavel decât unealta prin care Dumnezeu se folosește să ridice oameni. Ei, Pavel și pentru tinerelul ăsta nu-și face niciun fel de planuri. Educă și învață în el cât poate de mult. Și la un moment dat spune Scriptura că se coboară Duhul Sfânt și prin cuvânt de prorocie îi dă tinerelului ăstuia bolnăvicios, timid, direcția pentru care Dumnezeu l-a pregătit. Pe tinerel, prin Apostolul Pavel. Tinerelul nostru se numește Timotei. Timotei, crescut într-o familie în care tatăl lui era grec, rușinea tuturor grecilor, și dintr-o mamă care era evreică, rușinea tuturor evreilor. Un tinerel despre care spune Scriptura că era bolnăvicios, Pavel îi pune în Scriptură până și rețete medicale din pricina stomacului care te supără, fii atent, fii cu înțelepciune. Îl crește Pavel pe lângă el, investește Pavel în el tot ce are mai bun, dar e foarte înțelept și atent Pavel să-l lase pe Dumnezeu să aibă inițiativa în ce privește pe tinerelul acesta. Dumnezeu este Cel care
îi dă postata, cum ziceau bătrânii la noi, lucrarea în care el trebuie să se investească. Și spune întâia epistolă lui Pavel către Timotei, de la versetul 18, îi scrie Pavel lui Timotei următoarele cuvinte. Porunca pe care ți-o dau, fiule, Timotei, după prorociile făcute mai dinainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună, prin ele, prin prorociile acestea, să păstrezi credința și să păstrezi un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Și dă Pavel ca exemplu doi colegi din școală. Să nu uiți, Timotei, că ai fost coleg și cu Imeneu și ai fost coleg și cu Alexandru. Și uite-te la Imeneu și la Alexandru, spune versul 20 în continuare, colegii tăi n-au fost în stare și Dumnezeu pe ei nu i-a ridicat pentru lucrare. Dar prorociile și descoperirile Duhului Sfânt pentru tine, Timotei, îs clare. Așa că ce face Sfântul Apostol Pavel, lăsându-l pe Dumnezeu să fie la cârma lucrării lui, spune Timotei, eu m-am ocupat de tine. Cât a dat Dumnezeu în mine, am investit în tine. Te-am învățat și ți-am dat cu credincioșie tot ce Dumnezeu a lăsat în mine. Și acum ce vrea Dumnezeu de la mine? Pavel, ai să-ți dau ție munca mea de 2 ani de zile. Vrea Dumnezeu de la mine ce-am muncit eu prin 3 luni de evangelizare, prin 2 ani în care am vestit cuvântul lui Dumnezeu în Efes, prin tot rodul pe care am reușit să-l câștig pentru Dumnezeu și pentru părăția lui, vrea Dumnezeu să-l las pe mâinile tale. Și nu știu cât de ușor o fi fost la Pavel, care era puternic în cuvânt, care în afară de ochișorii lui avea o voință și avea probabil o sănătate de fier, care bate întreg Imperiul Roman în 3 călătorii misionare în majoritatea acestei distanțe pe jos, cu picioarele. Are mii de kilometri bătute perpeles, Pavel. Și spune Dumnezeu, Pavele, tu înțelepciune de teolog, tu putere, tu voință, tu spirit de conducere, tu om care l-ai auzit pe Dumnezeu vorbindu-ți și l-ai văzut pe Hristos în față, spunându-ți să te întorci la El. Dă toată truda ta pe mâine la bolnăviciosul ăsta. La tinerelul ăsta care nu știe multe. Dar asta vrea Dumnezeu și a descoperit Duhul Sfânt prin prorocie. Așa că ce face Pavel? Spune Timotei, prin prorociile făcute mai dinainte despre tine, tu rămâi în Efes. Citim Faptele Apostolilor, capitolul 1, de la versetul 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și a Domnului Iisus Hristos, nădejdea noastră către Timotei, adevăratul meu copil în credință, har și îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Hristos Iisus, de la Hristos Iisus Domnul nostru. După cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes, și se pare că și în 2 Timotei, care scrise câțiva ani mai târziu, Timotei este tot în Efes. Pavel lasă tot ce are el pe mâna bolnăviciosului, a copilandrului, a omului cu reputația pătată din cauza părinților lui, a unui om care n-are niciun fel de viitor în ce privește propășirea Evangheliei lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu nu are logică. Pentru că Dumnezeu n-a avut niciodată logică. Dar pentru cei care au avut credință să-L aștepte pe Dumnezeu, la sfârșit i-au dat dreptate. Și au spus, Doamne, Tu ai avut dreptate. Tu ai știut de ce Te-ai folosit de un bâlbâit să-ți scoți poporul din Egipt? Tu ai știut de ce Te-ai folosit de oameni pe care alții n-ar fi dat 2 bani ca să-ți faci lucrarea ta și să-ți o faci desăvârșită? Ca atare, Tu poți toată munca asta într-un punct esențial pentru împărăția lui Dumnezeu, orașul Efes, pe care probabil, iertați-mă dacă sunt un pic răutăcios, niciun păstor din ziua de astăzi n-ar da-o pe mâna unui copilandru. Să dai cea mai mare biserică din București, hai să o luăm numai context românesc, cea mai prosperă și mai bună biserică din București, inima țării, pe mâna unui bolnăvicios și a unui tânăr, despre care toată lumea poate avea ceva de comentat. Și să ai încredere în Dumnezeu, că Dumnezeu știe ce face, și dacă prorocia și descoperirea de la Duhul Sfânt era aceeași, să-ți dai la o parte planurile care ți le-ai făcut tu și să asculți pe Duhul Sfânt și să urmezi pe Duhul Sfânt. E, dragilor, să-ți face Sfântul Apostol Pavel. Se lasă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu așa trasează lucrurile, Pavel e ascultător. Conducătorul bisericii din Efes rămâne tânărul Timotei și Pavel în prima epistolă îl învață pe Timotei cum trebuiesc făcute lucrurile.
Epistola către Timotei, a întâia epistolă către Timotei, este de fapt un tratat de teologie pastorală. Este o carte pentru păstori. Noi o citim în biserică și predicăm despre ele. Sper să nu predicăm ca să ne putem critica păstorii, să luăm ce ne ține de noi și să trăim ce ține de noi din cartea aceasta. Dar Pavel nu face altceva decât să educe un tânăr păstor să poată să-și facă lucrarea plăcut înaintea lui Dumnezeu. Vreau să vă citesc 1 Timotei, capitolul 3, versetul 14 și 15, care spune așa. Îți scriu aceste lucruri, spune Pavel, îți scriu cartea asta, cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, cartea asta eu ți-o scriu ca să știi cum trebuie să te porți, unde? Citește cineva cu mine Scriptura. Ca să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Deci 1 Timotei este scrisă pentru ca tânărul Timotei să știe în adunările credincioșilor care sunt prioritățile și care sunt lucrurile pe care el ca și păstor trebuie să pună accent. Ei, dragilor, cu ajutorul lui Dumnezeu în urechile noastre a fost citit textul de la capitolul 2, versetul 1 până la 7. Știți, de asta vreau să mă ocup în dimineața asta. Când începe Pavel să le duce pe Timotei cel mai important lucru care trebuie Pavel, sau cel din tâi, lucrul de căpătâi pe care trebuie Timotei ca tânăr păstor să-l învețe, este importanța rugăciunii într-o comunitate locală, într-o biserică. Biserica este prima cu care Pavel începe. Versetul 1 de la capitolul 2 spune așa: vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Rugăciunea este unul dintre realitățile care se întâlnesc în orice religie. Nu doar creștinismul o are și din creștinism nu doar neoprotestanții o au. Rugăciunea se întâlnește în orice fel de religie există pe pământ, pentru că rugăciunea trebuie să fie comunicarea cu Dumnezeu. Felul în care sufletul omului tinde spre divinitate, ca să se adreseze. Ei, pentru oamenii care au petrecut mult timp în rugăciune, vreau să citesc doar două fraze a unor oameni înțelepți din vreme care vorbesc despre rugăciune. Prima spune așa: rugăciunea e respirația creștinului. Prin rugăciune se elimină aerul corupt al secolului pentru a se aspira în schimb Duhul dătător de viață al lui Dumnezeu. Rugăciunea noastră este sănătatea plămânilor noștri duhovnicești. Fără rugăciune suntem niște fumători profesioniști care ne umplem sufletul de fumul veacului și al Duhului acestui veac. Rugăciunea, spune un altul, este paznicul modestiei. Rugăciunea este frâul furiei. Rugăciunea este leacul împotriva urii. Rugăciunea este reprimarea orgoliului. Rugăciunea este consolarea suferințelor. Și rugăciunea este încrederea că Dumnezeu este la cârma vieții mele. Haideți să vedem ce spune Pavel despre rugăciune. Ce ne învață textul nostru despre rugăciune? De data asta nu ca și individ, ci ca și comunitate. Timotee, biserica pe care Dumnezeu a câștigat-o prin mâinile mele și pe care Duhul Sfânt m-a provocat să o las în mâinile tale, trebuie să funcționeze în felul următor în ce privește rugăciunea. În primul rând, rugăciunea trebuie să aibă prioritate. Rugăciunea în tot ceea ce faci în biserica pe care cu ajutorul lui Dumnezeu o vei conduce trebuie să aibă prioritate. Uitați-vă cu mine la versetul 1. Spune Pavel așa: vă îndemn, dar... ce scrie în continuare? Înainte de toate. Vă îndemn, dar înainte de toate. Indiferent câte strategii îți faci, indiferent câte departamente ai în biserică, indiferent cât de mult vrei să faci evanghelizare și să ieși pe stradă, să mă copiezi pe mine, Pavel, Timotee, înainte de toate. Biserica pe care Dumnezeu o are în Efes trebuie să înțeleagă importanța rugăciunii.
înainte de toate. În Sfânta Scriptură, ponderea majoră, dacă îi să luăm subiectele pe care Sfânta Scriptură le prezintă, probabil una dintre cele mai grele subiecte, cele mai dezvoltate și care se găsesc probabil pe cele mai multe pagini din Scriptură, este rugăciunea. E ușor de argumentat afirmația mea. Sunt 150 de psalmi numai de rugăciuni. Sunt rugăciunile lui David. Nu există altă temă în Sfânta Scriptură care să găsească pondere mai mare, să găsească cantitate mai mare decât rugăciunea. Majoritatea personajelor din Sfânta Scriptură, asupra cărora Dumnezeu se oprește și ne descrie viața lor, au rugăciuni care scrise pe paginile Scripturii. Când ne uităm la Adam și felul în care Dumnezeu îl căuta în grădina Edenului în răcoarea zilei să stea de vorbă cu el, când ne uităm la Avram care stă de vorbă cu Dumnezeu și mijlocește pentru Sodoma și Gomora, când ne uităm la Moise care stă de vorbă cu Dumnezeu încă din fața rugului aprins și până când ajunge să mijlocească ca Dumnezeu să nu nimicească Israelul care nu vrea deloc să trăiască în credință, când ne uităm la Ilie, când ne uităm la Elisei, când ne uităm la Neemia, la Ezra, mergeți unde vreți în Sfânta Scriptură. Scriptura este plină de rugăciune. Pentru că, Timotee, ce trebuie să înțelegi înainte de toate? Biserica trebuie să cunoască importanța rugăciunii. Matei, capitolul 6, vreau să citesc învățătura pe care o dă Domnul Hristos oamenilor. Și suntem la începutul lucrării lui Hristos. Grămadă de mulțimi se adună în jurul lui. Ucenicii stau pe lângă el și nu știu. Ori luat o decizie bună sau nu au luat o decizie foarte bună urmând fiul tâmplarului din Nazaret. Și Sfântul Apostol Pavel le spune, citesc de la Matei, capitolul 6, versetul 5, spune, când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Am o întrebare. Dacă cei care se roagă ca fățarnicii și-au luat deja răsplata, oare pentru cei care nu se roagă ca fățarnicii nu este de asemenea o răsplată? O întrebare. Citesc mai departe, versetul 6. Ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va? Aha! Deci fiecare rugăciune a noastră, Dumnezeu se angajează să o răsplătească. Citeți mai departe. Când vă rugați să nu borbolosiți aceleași vorbe, ca păgânii cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, că tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte să-i cereți voi. Ce zice Pavel aici? Ce zice Hristos aici? Ce învață Hristos? Nu vă evaluați unii pe alții în funcție de lungimea rugăciunilor voastre. Cu cât vii mai lungă rugăciunea, cu atât să dați impresia oamenilor că sunteți mai spirituali, că sunteți mai plini de Domnul. Fiți conștienți înainte de orice rugăciune a voastră, că înainte să vă deschideți gura, Dumnezeu știe ce o să spuneți. Ca atare, dacă printr-o rugăciune lungită, forțat, vrei să dai o impresie falsă celorlalți, să nu uiți că pe Dumnezeu nu-L prostești. Și mai este încă ceva ce învață Hristos cu privire la rugăciune. Și ăsta este felul în care Hristos își începe propozițiile. Și Hristos spune așa, versetul 5, când vă rugați? Versetul 7, când vă rugați? Nicăieri în Noul Testament nu o să găsiți exprimare de genul dacă vă rugați. Rugăciunea nu e o opțiune. Rugăciunea nu-i o unealtă lăsată la îndemâna noastră dacă avem nevoie sau dacă nu avem nevoie. Rugăciunea este o realitate de la sine înțeleasă de Hristos. Hristos spune, când, e clar că vă veți ruga. De la sine înțeles, căutătorii de Dumnezeu vor vrea să stea de vorbă cu Dumnezeu. Și cu cât îți mai sinceri în relația lor cu Dumnezeu, cu atât vor vrea să stea mai mult de vorbă cu Dumnezeu.
Și Dumnezeu, de dragul acestor oameni, se angajează să dea și o răsplătire tuturor celor care stau în rugăciune cu seriozitate. Nu stau în rugăciune ca să-i vadă ceilalți și nu stau în rugăciune ca să-i aprecieze ceilalți. Nu se roagă la colțuri ca să fie văzut și nu se roagă lung ca să fie apreciați, ci în rugăciunea lor se deconectează de tot ce e în jur și se conectează doar cu cel cu care vor să stea de vorbă. Pentru cei care sunteți în tehnologie mai nou, sunt convorbiri telefonice care se numesc conferință. Îs convorbiri telefonice în care se aud 3 sau 4 sau 5 sau mai multe persoane în același timp. Adevărul că înainte să se inventeze conferința în telefonie, noi în rugăciunile noastre făceam conferință. Noi în rugăciunile noastre adresam și lui Dumnezeu gândurile noastre și stăteam și de vorbă cu noi înșine și judecam și pe fratele de lângă noi. Și ne gândeam și cum să o facem ca să iasă mai frumos, să fim mai apreciați, să părem mai duhovnicești. Și ce spune Domnul Iisus aici? Bă, oameni buni, lăsați-o dincolo cu conferința. Rugăciunea voastră trebuie să fie o convorbire individuală între tine și Dumnezeu. Nu între tine și gândurile tale și Dumnezeu, nu între tine și părerea celorlalți și Dumnezeu, ci doar între tine și Dumnezeu. Simplu. Nu-i teologie multă, nu trebuie citite tratate multe, e scris negru pe alb, Hristos ne provoacă. Și cât de trist că mai bine de 2000 de ani de la Hristos încoace avem aceleași probleme. Avem aceleași probleme. Ne interesează cum să ne rugăm, să vadă ceilalți că ne rugăm și cât ne rugăm, să ne aprecieze ceilalți cât ne rugăm. E așa de adevărat că, măcar că e o carte atât de veche, Scriptura, e o carte atât de actuală. Asta e rugăciunea și problemele care le avem în rugăciunile noastre. Dar cu toate astea, Sfântul Apostol Pavel învață pe Timotei: Timotee, rugăciunea este prioritate. Rugăciunea trebuie să rămână pe locul întâi. Mă uitam la Domnul Hristos stând în timpul lui de rugăciune în Ghețimani. O rugăciune deloc confortabilă, o rugăciune deloc făcută în liniște sufletească. Și acolo Hristos le dă un alt mărgăritar pe care creștinii în scurgerea vremii să nu-l arunce înaintea porcilor. Și spune în Matei, capitolul 26, versetul 41, îi lasă pe ucenici să se roage, el se trage deoparte Hristos și se roagă. Și versetul 41 spune așa: Hristos, întorcându-se înapoi și găsindu-i dormind, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Întrebare: cum cădem în ispită? Pentru că nu, spuneți-mi noastră, nu veghem și nu ne rugăm. Ca atare, orice zi pe care o încep și o duc fără veghere și fără rugăciune, este o zi destinată de mine tuturor ispitelor care mi-apar în cale. Și nu sunt altceva decât victimă sigură. Ca atare, Timotee, tânărul, bolnăviciosul, neexperimentatul, suflet pe care Duhul Sfânt îl alege să conducă Marea Biserică din Efes, să știi că rugăciunea trebuie să aibă prioritate. În tot ceea ce va exista în biserica pe care o conduci, în tot ceea ce Dumnezeu în scurgerea vremurilor aduce peste voi, nu uitați un lucru: rugăciunea este prioritate. 2. Timotee, ce mai trebuie să înveți conducând comunitatea pe care Duhul Sfânt ți-o așează pe umeri? Este că rugăciunea ta trebuie să aibă personajele potrivite. Și asta sună un pic cam ciudat. Rugăciunea ta, șederea ta în prezența lui Dumnezeu, comunicarea ta cu Dumnezeu trebuie să conțină personajele potrivite. Comunicarea ta cu Dumnezeu trebuie să aibă inclus în ea personajele pe care le vrea Dumnezeu, nu personajele pe care le vrei tu. Citesc versetul 1 din nou și versetul 2. Vă îndemn dar
Înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. De fapt, dacă ar fi să luăm textul nostru în contextul lui și să nu-l rupem după cum ni-e împărțită Scriptura, dacă începe capitolul 1, să credem că de acolo și începe ideea. Pavel aici nu vorbește așa de mult despre rugăciune. Rugăciune este un argument. Pavel vorbește despre credință și despre un cuget bun. Dați-mi voie să vin înapoi de la versetul 18 pe care l-am citit și apoi să continu din 2, capitolul 2, versetul 1. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună, să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut de la credință. Din numărul lor, a celor care și-au pierdut credința pentru că n-au avut un cuget curat, sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am pierdut, i-am căzut la examen, ca să învețe să nu hulească. Vă îndemn dar, așadar, ca să pot să păstrez credința și un cuget curat, Timotee, și o biserică pe care o conduci să fie o biserică după placul lui Dumnezeu, credință și un cuget curat, se mențin fiind foarte atent la rugăciune. Fiind foarte, foarte atent la rugăciune. Dar cugetul meu nu-l știți niciunul dintre voi. Ce se ascunde înăuntrul meu nu știe niciunul dintre dumneavoastră. Pentru Dumnezeu e foarte ușor să-mi cunoască cugetul. Știți cum îmi cunoaște Dumnezeu mie cugetul? După personajele pe care le am în rugăciunea mea. Știe Dumnezeu cât de curat e cugetul meu pentru că se uită Dumnezeu în rugăciunea mea la oamenii pentru care eu nu mă rog. Oamenii pentru care eu nu mă rog. Oamenii pentru care eu nu vreau să-mi pierd timpul în rugăciune. Pentru Sfântul Apostol Pavel, credința și cugetul curat se duc mână în mână. Și de 3 ori în epistola lui Pavel către Timotei I îi bate același apropo. Atenție, Timotei, dacă vrei credință bună, trebuie să ai cuget curat. Credința nu înseamnă un set de reguli bine documentate biblic. Credința e o realitate care să fie strâns legată de cugetul. Dacă cugetul nu e curat, credința nu ți-e bună. Să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut, au pierdut cugetul curat și au căzut din credință. Se leagă una de celelalte. Vezi, capitolul 1, versetul 1, spune, versetul 5, spune Pavelul Timotei, ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și o credință neprefăcută. Credință și cuget nu se duc departe una de cealaltă. Citesc capitolul 3, versetul 9. Hai să luăm de la versetul 8. Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câștig mărșav, ci să păstreze ce? Taina credinței într-un? Aha! Într-un cuget curat. Credința și cugetul se duc mână în mână. Dar rugăciunea mea mă dă de gol. Rugăciunea mea mă dă de gol, cât de curat e cugetul meu. Care sunt oamenii pentru care mă rog, oamenii pentru care nu mă rog. Nu știu dacă n-or avut ce face, din pierdere de vreme, sau poate chiar călăuziți de Dumnezeu, au fost teologi care au luat la cercetat rugăciunea creștinilor și rugăciuni înregistrate online din toate continentele și în toate limbile. Le-au adunat într-o bază de date și au vrut să facă o cercetare cu privire la rugăciune. Oamenii de peste tot pământul, adresându-se lui Dumnezeu, cum arată rugăciunea lor? Și-au găsit 5 bube comune în rugăciunile tuturor naționalităților. 5 metehne pe care le avem în rugăciunea noastră, în adresarea noastră lui Dumnezeu, indiferent din ce neam facem parte. Rugăciunile noastre sunt provinciale, sunt sectariene, sunt naționaliste, sunt elitiste și sunt rasiste. Le iau de la început. În rugăciunile noastre suntem provinciali. Majoritatea oamenilor pentru care ne rugăm sunt din Transilvania. Drept? Cercetați-vă. Pentru câți vă rugați? Majoritatea celor pentru care ne rugăm sunt de aici, dintre munți. Rugăciunile noastre sectariene.
Sectar înseamnă, are două înțelesuri cuvântul sectar. Interzis de guvern sau interzis de o țară, de Constituția unei țări, dar sectarien înseamnă și exclusivist. Numai noi intrăm în rai. Majoritatea oamenilor pentru care noi ne rugăm sunt penticostali. Corect? Nu, numai eu mă fac vinovat de asta. Suntem provinciali în rugăciunea noastră? Suntem sectarieni în rugăciunea noastră? Suntem naționaliști în rugăciunea noastră? Majoritatea oamenilor pentru care ne rugăm sunt de naționalitate? Hai să fim sinceri. Suntem elitiști în rugăciunile noastre. Ne rugăm doar pentru oamenii care sunt cercul nostru de influență. Cel mai mult ne rugăm pentru ei. Noroc că la noi se mai aduc bilete în față și mai sunt anunțate și care suntem mai disciplinați, ne mai rugăm și pentru biletele care sunt anunțate. Dar din pornirea inimii noastre, noi ne rugăm pentru oamenii în preajma cărora ne simțim bine. De fapt, și simt mai bine când prietenul meu pățește ceva și mi-e greu să pun inima mea alături de un străin care pățește ceva. De ce? Pentru că obola rugăciunii mele nu știu să plâng cu cel ce plânge, cu oricine care plânge. Știu să plâng când prietenul meu plânge. E mult mai emoționat, e mult mai atașat de ce face el sau de ce pățește el și viceversa. Rugăciunile noastre sunt rasiste. Majoritatea oamenilor pentru care ne rugăm noi sunt albi. Sunt albi. Indiferent. Și dacă merg în Africa, africanii vinovați de aceeași problemă. Majoritatea rugăciunilor și a oamenilor pe care îi aduc africanii în rugăciuni sunt de culoare? Mergem la Yonggi Cho, în Corea. Majoritatea oamenilor pentru care se roagă coreenii sunt de culoare? Galbenă. Rugăciunile noastre sunt provinciale, sunt sectare, sunt naționaliste, sunt elitiste și sunt rasiste. Și Sfântul Apostol Pavel, inspirat și înțelepțit de Duhul lui Dumnezeu, spune: Timotee, ai grijă că rugăciunea ta și rugăciunea în biserica pe care o conduci trebuie să aibă prioritate. Dar rugăciunea ta trebuie să aibă personajele potrivite în rugăciunea ei. Și care sunt personajele pe care le vrea Dumnezeu în rugăciunea noastră? Aici avem o problemă. Pavel zice: faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Acum, dacă ar fi să fim și practici, i-am spune Domnului: Doamne, dar tu știi că ceilalți frați din biserică nu sunt așa serioși ca mine la rugăciune, nu? Eu vreau să mă rog pentru toți oamenii și sunt 6 miliarde, dar ceilalți frați din biserică, gata, în 3 minute rugăciunea. Trebuie să-mi țină, să știu unde m-am oprit și să mă duc la următorii. Nu asta vrea să spună Dumnezeu, să luăm toți indivizii care trăiesc pe fața pământului în momentul rugăciunii noastre și să luăm pe toți la rând să mijlocim pentru ei. Și ce spune Pavel aici îi: aveți rugăciuni universale. Nu vă închideți în pătrățica voastră, ci rugați-vă pentru naționalități. Ieșiți din granițele României. Ieșiți dintre cei cu care vă simțiți bine. Fiți simțitori cu ceilalți. Deschideți-vă ochii și vedeți ce se întâmplă în jur. Și fiți o biserică care poartă povara rugăciunilor înaintea lui Dumnezeu pentru biserica cu B mare, nu pentru comunitatea zorilor. Sau pentru biletele care se aduc în comunitatea zorilor. Ci învață-ți, Timotee, biserica să se roage și pentru africani. Învață să se roage pentru cei care sunt în război acum, pentru cei care sunt în lumea musulmană și sunt prigoană. Disciplinează-i la rugăciune. Susțineți-i, fiți simțitori. Nu vă închideți în pătrățica voastră și vă simțiți bine pe băncile voastre. Că au fost și alții care în confortul lor și în liniștea lor și în libertatea lor ori stat și ori plâns pentru ca România să iasă din comunism. Nu-i oare datoria voastră și a noastră să fim simțitori și noi la rândul nostru și să ne încărcăm rugăciunile noastre cu poveri pentru alții care se ascund prin catacombe, care se duc prin păduri, care trec munții cu băncuța în spate să meargă la biserică și să nu-i prindă autoritățile. Și sunt astăzi. Pa da. Așa că Timotee, îi spune Pavel, pentru că Duhul Sfânt te-a pus în slujbă, ține minte, în biserica pe care o vei păstori, rugăciunea trebuie să aibă prioritate. Treaba ta ce faci de acolo încolo. Dar rugăciunea trebuie să fie pe locul întâi, înainte de toate. Și rugăciunea ta trebuie să aibă personajele potrivite. Du-ți oamenii din biserică în rugăciune pe tot mapamondul. Plimbă-i, fă-i simțitori cu nevoile altora.
Fă-i oameni care să caute nevoi ca să le aducă înaintea lui Dumnezeu. Poate că să nu o să aibă efesenii bani să ajute financiar pe toată lumea, dar învață efesenii să aibă credință, să aducă înaintea lui Dumnezeu pe brațe de rugăciune tot ceea ce se întâmplă în jur. Și nu uitați, întotdeauna rugați-vă pentru mai mari voștri. Vedeți, Scriptura e o carte foarte realistă. Scriptura nu e o carte care te ține numai cu capul în nori. Scriptura te ține și cu picioarele pe pământ. Scriptura nu vorbește numai despre faptul că mântuirea e în veșnicii dincolo, ci Scriptura recunoaște că fiecare dintre noi ne dorim să trăim un trai liniștit și cinstit și cu demnitate aici pe pământ. Și Pavel spune, nu uita, Timotee, rogați-vă pentru cei care conduc țara, pentru cei care sunt în stăpânire. De ce? Pentru ca astfel voi să puteți duce o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea, demnitate cinste aici. Rugați-vă pentru ei, aduceți-i înainte de Dumnezeu, ieșiți din pătrățica voastră, vindecați-vă de egoismul rugăciunilor voastre. Învață-i, Timotee. Matei, capitolul 5, vreau să mă întorc înapoi la Matei, să citesc versetele 43 la 48. În Matei, capitolul 5, Hristos are câteva exprimări care jignesc evreii. De ce îi jignesc? O pretenție care au avut-o evreii în toată scurgerea vremurilor că ei sunt copiii lui Dumnezeu. Că ei sunt fiii lui Avram. Că ei duc credința adevărată și că Dumnezeu li s-a arătat lor în profunzimea în care nu s-a arătat nimănui niciodată. Și vine fiul templarului din Nazaret și zice, bă, nu mă obiguți. Vreți să fiți fiii lui Dumnezeu? Haideți că vă dau eu rețeta cum să fiți fiii lui Dumnezeu. Nu-i de mirare că undeva mai târziu fariseii țin minte felul în care Hristos a vorbit mulțimilor și vin și se iau cu Hristos de harță. Și spun, cum tu zici că noi nu suntem fiii lui Avram? Cum zici că tu ești mai mare decât Avram? Dar haideți să venim la fraza pe care o are Hristos. Și spune, da, toți vă uitați în buletinele voastre și ziceți, eu sunt fiul lui Dumnezeu și eu sunt sămânța lui Avram. Vreți să știți cum arată fiii lui Dumnezeu? Și citesc Matei, capitolul 5, versetul 9. Între fericiri, după ce spune Hristos, fericiți de cei săraci în duh, fericiți de cei ce plâng, fericiți de cei blânzi, fericiți de cei milostivi, fericiți de cei cu inima curată, spune versetul 9 așa, ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați, cum? Fii ai lui Dumnezeu. Nu înseamnă că dacă te-ai născut evreu sau dacă ești membru în Biserica Pentecostală, ești fiul lui Dumnezeu. Nu. Fiul lui Dumnezeu se identifică pentru că, virgulă, calitatea lor este de fiu împăciuitor. Calitatea lor este de oameni care aduc împăcare. Dar mai este încă un amănunt prin care Hristos încă o dată provoacă credința oamenilor. Matei, capitolul 5, versetele 43 la 48. Spune așa, ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri și rugați-vă, binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Ca să fiți? Am o întrebare. Cei care nu se roagă pentru cei care le-au făcut rău, cei care nu binecuvintează înaintea lui Dumnezeu pe cei care i-au prigonit, pe cei care i-au păgubit, se pot numi fii ai lui Dumnezeu? Vă frământați acasă sau mi-a argumentat în parcare. Dar un lucru e cert. Fiii lui Dumnezeu se califică ca fii ai lui Dumnezeu. 1. Pentru că sunt păciuitori. 2. Pentru că mijlocesc și binecuvintează înaintea lui Dumnezeu. Pentru cei care au făcut rău, pentru cei care au bârfit, pentru cei care au prigonit, pentru cei care au omorât, pentru cei care au păgubit. Ăștia sunt fiii lui Dumnezeu. Ei, care sunt personajele rugăciunilor noastre? Și cât de mult în rugăciunile noastre se găsesc personaje permanente, oamenii care ne-au făcut rău? Și pe câți dintre ei îi pomenim în rugăciunile noastre ca să-i binecuvântăm? Ca să cerem de la Dumnezeu sănătate pentru ei?
propășire pentru businessul lor, fericire peste familiile lor, harul lui Dumnezeu peste copiii lor. Pe ăștia Dumnezeu îi numește fiii lui Dumnezeu. Rugăciunea Timotee trebuie să aibă prioritate. Rugăciunea Timotee trebuie să aibă personajele potrivite. Rugăciunea Timotee trebuie să aibă perspectiva lui Dumnezeu, nu perspectiva oamenilor. Și asta e cel mai greu. Noi stăm în rugăciune când știm noi ce avem să-i spunem lui Dumnezeu. Foarte puțin dintre noi ne așezăm în rugăciune neștiind ce o să spunem. Foarte puțin dintre noi ne așezăm în rugăciune spunând, Doamne, dă-mi Tu cuvinte și învață-mă Tu pentru ce ar trebui să mă rog. Majoritatea ne începem rugăciune pentru că știm exact. Avem agenda foarte bine pusă la punct. Și stăm înaintea lui Dumnezeu pentru A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O și așa mai departe. X la puterea M. Timotei trebuia să slujească o comunitate foarte diversă. Acolo erau și evrei, erau și greci. Și fiecare, uitându-se la celălalt, erau bolnavi de complexe de superioritate, cronic. În biserica pe care urma să o conducă Pavel, erau și oameni liberi, erau și sclavi, care se uitau unii la alții cu probleme. Oamenii liberi, stăpânii, se uitau la sclavi de sus în jos. Sclavii de-abia aștepta să cadă câte unul de oamenii mari, să se răzbune pe toate nedreptățile lor. Biserica era la începutul domniei lui Nero. Și pentru cei care au citit un pic de istorie bisericească, Nero și Diocletian au fost cei mai cruzi cezari pe care a avut biserica vreodată ca prigonitori. Și cu toate astea, Pavel spune, Timotee, biserica rugăciunea trebuie să aibă prioritate. Dacă vrei să păstrezi o credință curată și un cuget bun, rugăciunea, discutăm rugăciune. N-ai rugăciunea la calitatea la care trebuie credința ta și cugetul tău, ai probleme cu ele. Rugăciunea ta trebuie să aibă prioritate, rugăciunea ta trebuie să aibă personajele potrivite, dar rugăciunea ta trebuie să aibă perspectiva lui Dumnezeu. Învață-ți oamenii din biserică când își deschid gura pentru rugăciune, să nu se grăbească să o deschidă. Spune, Doamne, oare care e voia ta cu privire la noi? Oare ce vrei tu cu privire la noi? De ce, argumentează Pavel, e important ca voi să aduceți rugăciuni? Versetul 3, 4 și 5. Rugăciunile sunt importante în primul rând, pentru că sunt un lucru bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu. Ce este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu? Să mă rog pentru toți oamenii și să aduc înaintea lui Dumnezeu în mijlocire și să binecuvânt prigonitorii pe care i-a angajat Nero ca să mă vâneze. De ce e bine să mă rog? Versetul 4. Pentru că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Dumnezeu dorește în prigonitorul meu mântuirea Lui. Și eu când încep să mă rog și mă uit prin ochii minții la prigonitorul meu, trebuie să văd ce vede Dumnezeu. Și ce vede Dumnezeu la omul care îmi face rău? Ce vede Dumnezeu la omul care îmi face rău? Mântuirea Lui, salvarea Lui. Dumnezeu luptă pentru prigonitorul meu. Dumnezeu luptă pentru bârfitorul meu. Dumnezeu luptă pentru mântuirea și pentru iertarea și pentru recâștigarea celui care îmi face rău. Și eu cu rugăciunea mea mă fac aliatul lui Dumnezeu sau prin rugăciunea mea eu mă fac dușmanul lui Dumnezeu. Și interesul lui Dumnezeu e cum să câștige răufăcătorul meu și sentimentele și relastarii de amărăciune pe care nutresc în mine. E cum să dezlănțui mai mult mânia lui Dumnezeu peste el și să aibă grijă Dumnezeu și să-i răsplătească răul care mi l-a făcut. Cât de important e rugăciunea noastră să aibă perspectiva lui Dumnezeu. Să nu ne grăbim să ne deschidem gura atunci când ne rugăm. Nu mai vorbesc de să nu fim ispitiți să ne rugăm ca fățarnicii sau să fim ispitiți să ne rugăm ca cei care vor să arate că sunt mai spirituali. Le lăsăm deoparte. Să nu mai fim bolnavi de alea, dar când deschizi gura, când începe rugăciunea bisericii, mai bine să tac.
Mai bine să tac și să las Duhul lui Dumnezeu să înceapă să-mi dea cuvinte. Și asta nu este iresponsabilitate. Am ajutat pe cineva ieri să-și pună pere pe iarnă. Pere târzii, verzi tari. Și am adus o cutie și am pus jos două foi de revistă și am căutat pară cu pară să vedem care stricate, care nu stricate, să le punem frumos și peste ele încă un rând de revistă și iar un rând de pere și iar un rând de revistă și să le pun omul pe iarnă. Și la un moment dat, uitându-mă peste pere, îmi cad ochii pe un titlu care era în revistă, era revista Israel. Nu știu, cred că a fost ultimul număr care a citit revista Israel. Este acolo un editorial foarte interesant. Evreii se confruntă cu o problemă foarte mare pentru ei. Evreii sunt foarte longevivi. Pentru că mănâncă foarte sănătos, știu eu, au binecuvântarea lui Dumnezeu peste ei, au tot ce le trebuie, trăiesc mult. Dar problema care o are guvernul e că sunt foarte mulți în Israel care sunt bolnavi de probleme de memorie sau de Alzheimer. Și evreul care gândește numai gheșeft zice, bă, dar ce folos că trăiește mult dacă n-ai cu cine te înțelege ultimii 20 și ceva de ani din viață, n-ai făcut nimic decât risipești banii guvernului pe bolnavi. Ce avem de făcut să evităm problemele de memorie? Știți care e concluzia la care au ajuns? Care n-aveți ultimul număr din revista Israel? Întrebați pe cine e și citiți reportajul. Ați citit revista, așa-i? Rugăciunea. Pentru oamenii care au dezvoltat o disciplină a rugăciunii este garantat din punct de vedere medical. Alzheimerul și demența au mult mai puține șanse de reușită. Sau dacă s-au transmis ereditar, își încep activitatea Alzheimerul și demența mult mai târziu în vârstă. Și explică în ce fel rugăciunea vindecă bila. Bila, nu bila. E, dragilor, îl învață Pavel pe Timotei. Timotei, este foarte important în scurgerea vremii biserica să aibă o credință curată și un cuget bun. Și dacă vrei credință și cuget apreciate de Dumnezeu, atunci discutăm despre rugăciune. Să nu uiți, Timotei, în biserica ta rugăciunea trebuie să aibă prioritate, rugăciunea trebuie să aibă personajele potrivite, și rugăciunea trebuie să aibă perspectiva lui Dumnezeu. Deschide-ți gura când Dumnezeu vorbește prin tine rugăciunea ta. Învață să aduci înaintea lui Dumnezeu rugăciuni profetice, rugăciuni prin credință. Fă-ți liniște în cap. Și ca să poți să stai înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, dacă în momentul în care închizi ochii în adunare nu vezi decât filmul de aseară, nu te mai uita la televizor, lasă-l în pace. Duminică, când stai înaintea lui Dumnezeu, sau sara când îl cauți pe Dumnezeu, să-ți fie mintea în căutarea Duhului Sfânt și nu să-ți ruleze memoria activă din cerebel ultimele secvențe pe care le-ai văzut. Mai degrabă să-ți aducă Duhul Sfânt înainte în rugăciune versetele pe care le-ai citit ultima dată sau părtășia care ai avut-o cu frații tăi. Dacă să fim în stare de rugăciune de calitate, trebuie întâi să ne golim de mizerii și de Babilon. Zicala care v-am citit-o e din secolul 3 după Hristos, care spune că rugăciunea este respirația creștinului. Prin rugăciune dau afară din mine aerul secolului și inhalez în mine prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, ca și adunare, trebuie să nu uităm că rugăciunea trebuie să aibă prioritate. Ca și comunitate trebuie să nu uităm că rugăciunea noastră trebuie să avem personajele care trebuie, nu oamenii care vrem noi. Să ne vindicăm de bolile rugăciunii noastre. Și ca și comunitate trebuie să învățăm să nu ne deschidem gura cu ușurință. Și atunci când suntem îndemnați la rugăciune, să așteptăm Dumnezeu să ne dea atitudine, Dumnezeu să ne dea cuvânt, Dumnezeu să dea direcție, și asta e o disciplină pentru rugăciunea noastră. Să nu ne grăbim să aducem înaintea lui Dumnezeu ce vrem noi, ci rugăciunile, în rugăciunile noastre, să ne facem părtași cu Dumnezeu la lucrarea Lui. Știți de ce? Pentru că Pavel zice, Timotee, aduceți înaintea lui Dumnezeu cereri, rugăciuni și mijlociri. Și dacă m-aș opri aici, aș zice, mă, dacă eu mijlocesc pentru cineva, Dumnezeu se uită la mijlocirea mea și primește mijlocirea mea. Și pe când stau mai liniștit, Pavel mă încurcă, mă virusează, se pare că n-am înțeles nimic. Spune Pavel, roagă-te, cere și mijlocește.
fiind conștient de o realitate. Știi care? Că este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Florin Dumitrache, da? Nu. Tu mijlocești. E datoria ta să fii simțitor cu frații tăi. Dar să nu uiți că Dumnezeu și planul Lui trec dincolo de ce vrei tu să ceri și de egoismul nostru și de bolile rugăciunilor noastre. Dumnezeu își face voia Lui. Noi, prin rugăciunile noastre, trebuie să ne aliniem voii lui Dumnezeu, nu să-L tragem pe Dumnezeu din voia Lui să facă voia noastră. Rugăciunea trebuie să fie medicamentul nostru, nu să fie conturbarea divinității. Rugăciunea trebuie să fie unealta de care se folosește Dumnezeu ca să-și facă voia Lui. Nu este unealta ce o folosesc eu ca Dumnezeu să facă voia mea. Asta trebuie să înveți, Timotee, și dacă biserica pe care o conduci învață realitățile astea, atunci credința ta rămâne vie și cugetul vostru rămâne curat. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu pe toți. Amin. Slăvit să fie Domnul! El ne vorbește când într-un fel, când în altul. Bine ar fi să luăm seama. Haideți să vedem în momentele următoare dacă am învățat ceva de ce am auzit astăzi. Și să ne rugăm Domnului după voia Lui. Și sunt convins că avem ce să îi spunem Domnului și la capitolul lipsuri, deficiențe în privința modului în care ne-am rugat până acum și mai ales cu privire la obiectul rugăciunilor noastre, dacă a fost sau nu în voia Lui și în planul Lui Dumnezeu, dacă ne-am aliniat cu adevărat la dorința inimii Lui Dumnezeu și la voia Lui, care este ca toți oamenii să vină la cunoștința adevărului și prin Iisus să fie mântuiți. Știți de ce? Că nu este altă șansă pentru această omenire. Nu este o altă soluție. Este unică. Iisus Hristos Domnul. Și dacă noi, ca și copii al lui Dumnezeu, nu mijlocim, nu ne rugăm pentru lumea aceasta care merge la pierzare, cine să o facă? Dacă suntem copii al lui Dumnezeu, dispoziția dată de Domnul în această dimineață, că ne-a vorbit și nouă personal, nu le-a vorbit doar la Timotei și la oamenii de atunci, este o dispoziție dată de Dumnezeu. Dacă vreți, o poruncă dată de Dumnezeu. Dacă vreți, este în natura dumnezeiască turnată în noi să ne rugăm conform inimii lui Dumnezeu și a voii sale. Ca oamenii, toți, să vină la cunoștința adevărului și să fie mântuiți. A fost o mare luptă, frați și surori, și în viața de credință pe care Domnul mi-a dat-o, să pot să trec peste ce spunea Domnul prin fratele în această dimineață, să pot să trec peste această barieră care reprezintă vrăjmașii, prigonitorii, cei ce sunt în opoziție, nu numai cu noi, dar ei sunt în opoziție, de fapt, cu Domnul, răzvrătiți, că nici noi n-am fost mai buni ca ei, că de acolo ne-a scos Domnul și pe noi. Și să poți cu adevărat să fii liber în Domnul și să te rogi pentru cei ce te-au prigonit, te-au pedepsit, te-au sancționat, te-au călcat în picioare pe nedrept, pentru simpla vină că ești copilul lui Dumnezeu și vrei să păstrezi credința într-un cuget curat și să reprezinți pe pământ pe Dumnezeu în fiecare zi, trăind după voia Lui și după inima Lui Dumnezeu. Nu a fost ușor. Dar știți ce se întâmplă atunci când nu e așa ușor să trece? Are Duhul Sfânt metodele Lui și circunstanțe și împrejurările pe care El le aduce în viața noastră ca să putem să dăm jos povara, să putem descărca acea piedică și apoi liberi cu adevărat din toată inima să dorești ca cei care ți-au făcut rău și toți oamenii să fie mântuiți. Asta e voia lui Dumnezeu. Toți să fie mântuiți. Toți. Haideți să vedem dacă avem ce deșerta la capitolul ăsta în rugăciunea următoare. Pentru că apoi liber de aici plecând să facem ceea ce ne-a spus Dumnezeu. În fiecare zi, păstrând credința într-o inimă
curată. Știți de ce? Numai în felul ăsta vom putea să-L vedem pe Dumnezeu și văzându-L pe El să trăim așa cum trăiește El. Domnul să ne ajute la acest. Haideți, dar să ne ridicăm înaintea Domnului. Vă rog să vă așezați, frați și surori. Am vrea să mai dăm slava Domnului cântând dintr-o cântare și apoi, cu ajutorul Domnului, ne apropiem de încheierea acestui serviciu în această zi, ne urmând, ne uitând că după masă, de la orele 18, tem din nou să fim împreună la părtășie. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Haideți, dar, să dăm slava Domnului cântând.
vocea lui se aude, ea îmi dă har de plin și bucurii. Este vocea care îmi dă siguranță și o voi asculta zi de zi. Vocea lui se aude, ea îmi dă har de plin și bucurii. Este vocea care îmi dă siguranță și o voi asculta zi de zi. Să-ntâlnesc pe Domnul meu când am nevoie, pe genunchi în rugăciune-l voi căuta. El prin Duhul Său cel Sfânt îmi va răspunde și oricând vocea Lui voi asculta. Vocea Lui se aude, ea îmi dă har de plin și bucurii. Este vocea care îmi dă siguranță și o voi asculta zi de zi. Vocea Lui se aude, ea îmi dă har de plin și bucurii. Este vocea care îmi dă siguranță și o voi asculta zi de zi. Vocea Lui e un turmare și puternic, m-a desprins de tot ce este pământesc. El vorbește vântul Lui mări învolburate, când aud vocea Lui mă liniștesc. Vocea Lui se aude, ea îmi dă har de plin și bucurii. Este vocea care îmi dă siguranță și o voi asculta zi de zi. Vocea Lui se aude, ea îmi dă har de plin și bucurii. Este vocea care-mi dă siguranță și o voi asculta zi de zi. Domnul să ne ajute să o împlinim, nu numai să o ascultăm și să o auzim în fiecare zi. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, să mulțumim Domnului pentru lucrarea din această dimineață, să rugăm pe Tatăl apoi să ne binecuvânteze și în lucrarea care urmează și ne stă în față după masă. Și lucrul acesta îl vom face prin fratele Iovian cu rugăciune, cu mulțumire și prin fratele Mărincean.
harul, pacea și binecuvântarea Domnului, te despărțim în acest loc, ne uitând ce ne-a învățat Domnul astăzi. Să împlinim. Amin.